Hei, 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 salutare dragii mei și bine v-am regăsit la mesajele zilei, poftă bună la viață, poftă bună la cafeluță și la tot ce este mai frumos. Haideți să vedem care sunt mesajele pentru astăzi și să vedem care este titlul acestei citiri. Journey by Moonlight, ia că te mergem cu luna înainte, believe in magic, crede în magie. Crede, omule, în magie, pentru că magia este peste tot, dar nu ți se poate arăta dacă tu nu crezi în ea. Și să ajungi să crezi cu adevărat în magie este absolut minunat. O vei întâlni la tot pasul. Bun, haideți să vedem care e treaba cu astrele astăzi. Crede în magie și în tot ce este mai frumos. Ok. Vedem energia lui Neptun. Nici nu mă miră că este energia lui Neptun, pentru că vorbim despre magie. Vorbim despre visare, ar spune unii, despre iluzie. Nu este o iluzie atâta timp cât crezi în ea. Energia lui Neptun este aici. Poate mulți dintre voi sunteți în zodia Pești sau poate în Rac, iacăte. Și vedem visarea, vedem și energia aceasta maternă, energia Racului. Poate astăzi sunteți așa cupriși de praf de zâne. Mi-ar plăcea foarte mult să văd oamenii cupriși de praf de zâne și de energie de asta frumoasă și plină de iubire. Așa să vă fie ziua, dragii mei, și așa să fiți, mi-aș dori eu, din acest moment înainte. Dar mă rog, mergem mai departe cu punctele cheie și haideți să vedem controlul și tacticile. Let go of control, spune spiritul, renunță la control. Sau, opa, opa, ieși dintr-o zonă care știi că nu e bună pentru tine. Ok, nu știu dacă este cineva care încearcă să te controleze, te urmărește, te spionează sau poate faci tu lucrul acesta. Forget it. Iacă-te, vinovăție și sabotaj. Cineva s-ar putea să se simtă foarte vinovat de niște lucruri și poate nu are curajul să dea ochii cu tine. Nu știu, sper să nu fii tu care te simți atât de vinovat și nu ai curajul să spui ceea ce ai de spus. Și stai acolo și doar privești. Și vedem și timpul divin care se manifestă astăzi. Timpul divin este treaba cu locul potrivit, la momentul potrivit și iată-te, freedom, eliberare, the leap of faith, saltul acela în necunoscut. Ieși, dacă ești tu în această energie, ieși de acolo. Renunță la vinovăție, renunță la frică, crede în magie și sufletul tău se va elibera, spune spiritul. Hai să vedem și care este mesajul din partea Doamnei Lună pentru astăzi. Tu și cei dragi ție sunteți în siguranță. Din nou această energie a Racului o vedem aici. Scuze. Of, Doamne. Dacă ai de gând să începi ceva nou, dacă ai de gând să faci acel salt în necunoscut, nu-ți mai fie teamă că o să se întâmple, că o să facă, că o să dragă, că ăla o să sufere, că ăla nu o să-i convină. N-ai cum să-i împași pe toți vreodată în viața ta și încetează să mai faci lucrul acesta. Fă lucrurile pentru tine. Nu știu, poate visezi frumos la ceva legat de familie, spune spiritul aici, dar nu ai curajul să faci pasul. Sau, nu știu, nu te simți, poftim, nu te simți suficient de bun, da? Și luna plină în fecioară îți spune, ești suficient de bun. Încetează să te mai simți vinovat, încetează să mai controlezi toate lucrurile, pur și simplu dă-ți voie să trăiești. Bun, hai să vedem, uite, de aici, de data aceasta, restul mesajelor pentru astăzi. Acum, la fel de bine, spune spiritul, s-ar putea tu să fii cel care crede în magie și să vrei să faci saltul în necunoscut și iată-te cineva să încearcă să fie să te controleze, da? Sau se uită cumva de la distanță la tine, pentru că nu-i place momentul în care te rupi de ceea ce a fost și vrei să mergi mai departe. The Angel of Strength, iată-te îngerul forței, poate e cineva în leu cu ascendent Venus, lună, nodul nord în leu, dar clar vorbim de forță, de curaj, de a rupe, iată aceste lanțuri, sârmă, nu știu, funie, ce, Doamne iartă-mă, este aia acolo, să rupe acele lucruri și să te eliberezi de toată povara aceea și de toate acele sentimente de vinovăție care ți-ar putea sabota până la urmă fericirea. Da, timpul divin îl vedem, legătura și conexiunea cu divinitatea este aici prin chakra coronă, cu Arhanghelul Uriel, da, îți spune, te ajute, îți dă curajul să te miști de aici, să nu te mai simți legat și de mâini și de picioare, că nu ești, doar tu crezi lucrul acesta și ceea ce crezi devine realitate. No, bine, hai să vedem ce mai avem. Și avem apreciere. Și aprecierea vorbește despre a trăi momentul prezent, de a te bucura de tine, de a te accepta exact așa cum ești. În momentul în care
apuci, ajungi, nu știu cum să zic, să te apreciezi exact așa cum ești și să apreciezi ceea ce ai exact în acel moment, lucrurile din viața ta încep să se schimbe. Și mergem mai... Ia uite ce frumos se deschide poarta către vindecare și fericire personală. Mergem mai departe și haide să vedem. Why is the Angel of Strength here? Ok, bun. Asul de monede, ia că te vine poate o ofertă legată de bănuți, o oportunitate legată de bănuți, poate să fie și o oportunitate pe alte planuri, categorii, care să fie stabilă și care să fie de lungă durată, ceva nou vrea să înceapă, dar tu trebuie să-ți dai voie să primești, să ieși de acolo. Dă-ți voie să sărbătorești exact momentul prezent, dă-ți voie să fii mai activ, că tu nu te miști din lanțurile acelea. Of, Doamne, de numai. De ce stai acolo? Numai tu poți răspunde la această întrebare. Inspirație divină este mesajul care vine aici, că de aia ți-a și spus. Crede în magie, atenție la gândurile care vin astăzi către tine, atenție la inspirația pe care divinitatea ți-o oferă, pentru că te va duce la niște lucruri foarte, foarte frumoase. Timpul divin îl vedem din nou, poate planuri de viitor, idei, da, pe care să le pui în viitor, în practică și să te ducă acolo unde îți dorești. Dar pentru asta trebuie să apreciezi momentul prezent și să fii recunoscător pentru tot ceea ce ai. Și vedem și Marea Preoteasă, da, ascultă-ți intuiția, fără doar și poate, pentru că intuiția ta îți spune să nu mai stai aici, intuiția ta îți spune să te eliberezi, intuiția ta îți spune fă pasul, că este în regulă, da, no, tu ce să vezi, preferi, da, să stai acolo, eu sper să nu mai preferi să faci lucrul acesta, pentru că nu este benefic pentru tine. Bun, și mergem mai departe, haide să vedem, The Thief, ia să vedem de ce este cartea hoțului, poate să fie o teamă legată de iubire, poate să fie într-adevăr cineva care te spionează și încearcă să te controleze. Of, Doamne, și vedem cartea aceasta a victimei, am să-i spun de data aceasta cu toată puterea, pentru că cineva se consideră victimă, dar ori această persoană, nu știu, ori tu încă mai stai în această poziție de victimă și e momentul, hopa, să încetezi lucrul acesta. Uite, îmbogățirea rapidă, uite câștigul pe care spiritul vrea să ți-l aducă, fie printr-o idee foarte faină, fie printr-o oportunitate pe care ți-o prezintă. Dar tu trebuie fie să scapi de această persoană, fie să ieși din această energie pe care am văzut-o mai devreme. Hai să vedem ce mai avem. Ok, curtoazia. Poate să vorbească despre o relație care este la început, poate să vorbească despre un nou parteneriat care vrea să înceapă. Ascultă-ți intuiția, mergi mai departe, nu te opri și nu te mai sabota. Stați două secunde, să mai fac și eu două, trei abdomene. Da. Și ia câte mesaje, comunicare, vești, da, legate de această situație faină de altfel, care vrea să vină către tine. No, bine, haide să vedem și din partea amorului Ghebos care sunt mesajele pentru astăzi. Chemistry, atracție, foarte multă atracție, magnetism între tine și o persoană, poate această persoană nouă, ești absolut fascinat de, nu știu, ce este, ce face sau cum se simte energia acestei persoane. There's a strong magnetic attraction there, spune mamă la nu jumate de pachet de cărți. Există o conexiune și un magnetism extraordinar acolo. Da, forgiving and learning, despre asta vorbim, să ierți și să înveți din trecutul tău. Și spune, cu cât vei elibera și vei vindeca mai mult trecutul, cu atât dragostea, iubirea va intra mai din plin, să-i spunem așa, în viața ta. Dar dă-ți voie să ierți acolo trecutul și nu te mai sabota. Doamne, iartă-mă! Da, trăiește cât mai mult în momentul prezent. Și mai vedem factorii religioși. Acum nu știu dacă sunteți de religii diferite sau ideile pe care tu le ai vis-a-vis de iubire s-ar putea să difere de ideile sau valorile acestei persoane. Este ceva acolo legat de credințe care poate să difere sau, bineînțeles, de religie, așa cum am spus. Bun, haideți să vedem și un sfat de aici. Între timp și foarte bine ce aveți de făcut să pregătiți întrebările. Something very, lovely will grow from this, ia cătă grădina, ceva frumos va crește de aici și vedem din nou această sabie pe care am văzut-o în regina de săbii, evident, că este o idee, că este o concluzie la care vei ajunge, că este o sămânță pe care tu o plantezi acolo, ceva frumos, foarte frumos va crește, dar trebuie să iei
Această sămânță, ok, mi-arată numărul 15 și nu mai știam unde este aici. Ok, zice în felul următor, n-am terminat ideea cu sămânța, dar ați înțeles-o, o plantezi și nu mai scormonești. Ceva frumos va crește în moment din acea situație, din acea idee, în momentul în care tu stai cât mai mult în starea de apreciere, în starea de Doamne, grateful, de recunoștință. Bun, hai să mai vedem, mai cere un sfat de aici, după care trecem la întrebări. Numărul 11, foarte frumos, și spune soarele, și spune felul următor: paint the sun back into your sky. Tu pictează din nou soarele pe cerul vieții tale. Tu, doar tu și numai tu poți face lucrurile acestea, să ieși din zona aceasta de întuneric. Bun, și să vedem și răspunsul întrebărilor voastre pentru astăzi din partea spiritului. Haide să vedem. Răspunsul cu numărul 1, dragii mei, este: ascultă-ți intuiția, listen to your intuition. Ascultă-ți intuiția. Răspunsul cu numărul 2, uite o încheiere plină de pace și de acceptare și de iubire. Cam asta trebuie să faci tu vis-a-vis de trecutul tău, să ajungi la acea rezoluție, la acea încheiere, dar cu pace și iubire și totală acceptare. Și răspunsul numărul 3 este da, da, da. Dragii mei, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!